Dragii mei prieteni, bine v-am regăsit! Sper că stați comod undeva să ascultați o poveste cu un arici. Nu știu de ce, mie îmi plac foarte mult aricii, mi se par cu totul special. Unde știu că, știți că ariciul este o ființă cu totul specială, este așa ca un doctor al câmpiilor. Fermierii se bucură dacă au un arici în zonă, pentru că ariciul se hrănește cu toate insectele și atunci este ca un doctor pentru toate grânele fermierilor. Ei, dar ariciul din povestea noastră este din vremurile de mult, de când Dumnezeu a făcut lumea aceasta. Și după ce Dumnezeu a făcut lumea, a început să învârtă timpul. Și a făcut pentru timp două fire. Unul alb și unul negru. Firul alb însemna ziua. Firul negru însemna noaptea. Și a căutat Dumnezeu și a tot căutat un animal care să-l ajute, să țină cele două fire, să le pună așa precum un ghem. Știți cum învârtim pe ghem? Ba un fir, ba celălalt. Ba firul de noapte, ba firul de zi, ba cel de noapte, ba de zi. Și n-a găsit niciun animal până când a venit un arici mic. Doamne, dacă vrei și nu te superi, pot eu, Doamne, să iau ghemul și să învârt. Când zi, când noapte. Când zi, când noapte. Și Dumnezeu a zâmbit și l-a luat pe arici în palmele lui și a zis: bine, ariciule, atunci tu să fii cel care să învârți timpul, ziua și noaptea. Și s-a apucat ariciul nostru să învârtă cele două fire, zi, noapte, zi, noapte, un an, 10 ani, 100 de ani, 300 de ani, 1000 ani, până când ariciul, tot învârtind la ghemul cu zi și cu nu, a dormit. Și a dormit bietul arici. Zi, noapte, alb, negru. Și când s-a trezit ariciul nostru, s-a înspăimântat tare de tot. S-a rupt firul alb și el în somn a învârtit numai firul negru. Și când Dumnezeu a venit să-l viziteze, să vadă ce face ariciul, Doamne, nu te-ai supărat, dar eu am adormit, Doamne. Și Dumnezeu și-a dat seama că ariciul învârtise ani la rândul numai fir negru. Ani la rândul fusese doar noapte. Nu mai fusese zi. Și bietului arici, părul pe spinare îi se ridicase tot de frică. Și atunci s-a încruntat Dumnezeu și a spus: să rămâi cu părul acesta ridicat și fricos toată viața ta, să stea părul ca niște țepi. Și apoi, văzând ochișorii nevinovați ai ariciului și aducându-și aminte că ariciul s-a oferit să-l ajute și că bietul a obosit și el: mai, ariciule, să-ți faci corpul ghem ori de câte ori ești atacat și așa să te ferești de toți prădătorii tăi. Vreme lungă să trăiești și pe oameni să-i ajuți tu să reușești. Da, de atunci ariciul a fost mai atent. Aveți grijă de arici dacă îl întâlniți, să știți. Dacă puneți mâna pe puiul de arici, mama arici nu se mai apropie de puii ei, deci niciodată să nu puneți mâna pe puiul de arici și să nu-i stricați cumva căsuța. Dacă simte ariciul că a intrat cineva în căsuța lui, niciodată nu se mai întoarce în căsuța lui. Și aveți grijă de el că învârte timpul, da? Ziua și noaptea. Nu-i cântați cântece de leagă, încă iar adoarme și cine știe. Cred că de-aia mai în nord e atâta noapte. Acolo ariciul, pentru că este frig, intră în hibernare. Și atunci, mai multă noapte, mai puțină zi. Cred și eu, zic, nu știu. Poate știți voi mai bine și dacă știți, știți. 0740 171 622, aștept mesajele voastre. Pe curând, dragi prieteni, aveți grijă de arici. Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!
poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Thank you.